de mărțișor, toate reprezentantele feminine sportive, dar și angajate ale clubului sportiv al Armatei Steaua, au primit câte o floare și un mărțișor din partea președintelui clubului, Bixi Pompilu Mocanu, și a vicepreședintelui Cristian Cârlan. În sala de festivități s-au reunit la acest eveniment de la marile sportive Alina Dumitru, Ana Maria Popescu, Sandra Izbașa, Mărioara Popescu, Laura Oprea, Roxana Cogeanu sau doamna Doina Sava, la colegele noastre de la diferite departamente și birouri: personal, marketing, financiar, contabilitate, popotă, relații publice sau activitate sportivă. A fost o bună ocazie pentru ca toate aceste prezențe feminine, pe care le întâlnim zi de zi în sălile de sport din cadrul complexului sportiv Ghencea, Plevnei sau în sediul clubului sportiv, să se bucure de atenția și aprecierea noastră. O primăvară frumoasă tuturor!